care-ți este al tău nume? Bine ați venit în cortul sfânt al întâlnirii, popor ales și rămășiță aleasă. Dar să știți că nu este la voia întâmplării, ci eu, Iisus, ți-am dat și ție harul ca să fii la scăldătoare. Aici și chiar acum vreau să te cercetez și să-mi răspunzi la două întrebări. Care ți este al tău nume și al cui domn tu aparții? Așa l-am întrebat cândva pe Iacov și mi-a răspuns: eu sunt înșelătorul. Dar tu ce nume porți? Copil de Dumnezeu sau rob al celui rău? Am intrat în cercetarea poporului din acest loc și cu durere am privit la mulți, căci vasele cu un de lemn uscate au rămas la mulți. Ați luat cu ușurință acest nume pocăință, iar calea strâmtă ce eu, Domnul, am croit-o, prin nevegherea voastră mulți ați mai lărgit-o. Deșteptare, deșteptare, azi eu fac eliberare, dacă sincer cu căință vei alege calea îngustă. Nu e timp și nu e vreme să mai stați în nepăsare. Dați năvală și lucrați cu talanți încredințați. Ați obosit să înaintați pe cale. Vă este greu și teama v-a cuprins? De ce lăsați indiferent și a voastră nepăsare să vă oprească din a voastră alergare? Ridică-te de unde ai căzut și vino-ți, dar te rog în fire, căci dorința mea fierbinte e să fii la mare anuntă. Intră azi în scăldătoare și vei fi eliberat. Vei purta un nume mare de copil răscumpărat. Dar renunță cu tărie la plăcerile de o clipă, căci în cer, la marea nuntă, bucuria îți va fi desăvârșită. Ai curajul, dar de-a piatra la o parte, zdrobește-ți al tău eu. Nu accepta robia celui rău, căci te va duce în iazul cel cu foc aprins. Rămâi pe barigadă, chiar dacă cei mai mulți coboară în jos, căci răsplătirea îți va fi eternă, sus, în palatul meu regesc. O clipă mai așteaptă, căci vin ca să te iau, să te strămut în noul sfânt Ierusalim, unde loc ți-am pregătit. Dar făceți-vă partea pentru înaintare și eu, negreșit, ajutor trimit, căci marea luptă se dă la nivel de minte. De aceea eu vă spun,
vegheați neîncetat. Stați de strajă și vegheați și adunați ulei în vas. Fiți ca cele 5 fecioare, gata pentru înaintare. Postul și cu rugăciunea va deschide cerul, dacă în taină cu credință e făcută, nu ca fariseul.